Continuă să cadă capete în rândul grupării specializate în vinderea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram. Încă un bărbat suspectat de livrarea narcoticelor către clienți a fost încătușat de mascații de la Fulger. În timpul reținerii, bănuitul de 34 de ani avea asupra lui mai multe pliculețe cu substanță suspectă în interior. Cel mai probabil este vorba de droguri de tip PVP. Totodată, în cadrul anchetei, oamenii legii au descins și în casa suspectului. În cadrul descinderilor, polițiștii au depistat printre lucrurile personale ale acestuia bani, 50 de pliculețe cu droguri de tip PVP pregătite pentru vânzare, peste 350 de pachetele de tip Ziploc pentru ambalarea și distribuirea drogurilor, un cântar electronic la scară mică și 75 de cartușe de luptă fără acte de proveniență. Polițiștii au stabilit că bărbatul ar fi continuat să vândă droguri chiar și după reținerea complicilor săi. În prezent, individul se află în arest preventiv pentru 30 de zile. Amintim că la începutul lunii noiembrie, mai mulți indivizi suspectați de comercializarea drogurilor de tip PVP prin intermediul internetului au fost reținuți de poliție. La domiciliile acestora au fost depistate și ridicate 5 kg de droguri în valoare de 300.000 de lei. Narcoticele erau vândute consumatorilor de la noi la un preț mai jos decât cel de pe Piața Neagră. Pe numele bănuiților au fost pornite dosare penale. Dacă vina le va fi dovedită, ei riscă până la 15 ani de detenție.